încetări neprotejați. Pe un șantier care pare ilegal. Fix în centrul capitalei. Strada Cojocarilor. Nu scrie nicăieri cine-și ce construiești și în baza cărei autorizații, scrie doar prețul. Nu știu dacă e scump sau ieftin, dar e nejustificat riscul. Și cumplici sunt autoritățile. Nici unul n-are cască în cap. Probabil nici bocanci adecvați. La inspecția muncii la noi știm că e o structură care consumă bani de la buget degeaba, ar trebui să fie la autogestiune, la câte fonduri înghite ilegale din mită. La fel și inspecția în construcții. Dacă șantierul n-are panou informativ, cel mai probabil e ilegal. Și ăsta și cel de mai la vale. Și nu m-ar mira degrabă blocurile să fie date în exploatare, fără rampă de acces, fără garaje. Și să suprapopuleze centrul istoric. Strada Cojocarilor e un pic mai la vale de piața centrală. Unii ar zice, ce te interesează pe tine, ce condiții lucrează muncitori? Mă interesează, și eu am lucrat în astfel de condiții, e adevărat, în timpul sovietic. Sau imediat după proclamarea independenței, în 91-92. Știu cât e de periculos să nu se respecte securitatea muncii. Și mai știu că dacă muncitorii, angajatorilor, încalcă legislația muncii, cel mai probabil încalcă și standardele de construcție și deci astfel de blocuri sunt foarte nesigure. S-ar putea să prăbușească până la primul cutremur mare. Și asta e grav. Sau oamenii dacă se accidentează acum pe șantier, după aceea o să ceară ajutoare de la stat. Când de fapt vinovat e angajatorul, e responsabil.